Orice s-ar întâmpla. Orice s-ar întâmpla acum și oricând în viața ta, ridică-ți sus privirea ta și nu dispera. Domnul este atât de aproape de tine, e chiar la un pas de spui o rugăciune. Orice s-ar întâmpla oricând, chiar în fața ta, tu nu te teme, stai liniștit în palma sa. Și zi, El este păzitorul și ocrotitorul celui ce se încrede în Mântuitorul. Orice s-ar întâmpla chiar singur dacă ai sta, din pricina credinței și toți te-ar alunga. Domnul te roagă să crezi că El poate să te scape, oricât ar fi de adânci acele ape. Orice s-ar întâmpla cu sănătatea ta, nu te îngrijora, căci El te ține în palma sa. Căci dacă-i voia sa, El te va vindeca, ca la venirea Lui să-L poți întâmpina. Orice s-ar întâmpla în lumea asta mare, nici bani, nici pâine și nici apă nu mai are. De boli, mulțimea va zăcea cumplit, dar de pâine și apă creștinul nu va fi lipsit.